emisiune oferită de Ircon. Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Pe Calea Succesului, în care descoperim personalități și reușitele lor. Sunt Nicoleta Mogâlă și astăzi vă readuc în atenție pe cel care ne-a inspirat prima serie din emisiune cu realizările înregistrate. Vorbim despre omul care a depășit reticențele și îndoielile a celor care nu credeau că pe piață, atât de plină de industria farmaceutică, se poate ridica un nou producător de medicament. Invitatul nostru, conferențiar dr. Cristache Zanoschi. Bun regăsit pe Calea Succesului! În ultima ediție vorbeam, domnule profesor, despre apa de gură și despre utilizarea acesteia. Mulți dintre telespectatorii noștri s-au arătat interesați de subiect și ne-au cerut să dezvoltăm puțin tema cu detalii suplimentare despre modul cum acționează această apă de gură și mai ales cum este folosită și ce avantaje are folosirea ei. Da, apa de gură Doradent pe care o face firma noastră, cu numele sugestiv Doradent, este un produs foarte bun, dar aș putea spune chiar excepțional pentru igienizarea gurii, adică a cavității bucale, însă în același timp poate aduce un aport important în păstrarea stării de sănătate a organismului, prin aceea că previne și combate procesele septice de la nivelul cavității bucale. În esență, combate instalarea infecției de focar, care este implicată într-o serie de afecțiuni sau procese patologice care interesează organe de importanță vitală din economia organismului, ca inima, ficatul, rinichiul sau vasele aparatului circulator. Acum, trebuie spus că starea septică de la nivelul cavității bucale este determinată de resturile alimentare, atât care rămân atât prin spațiile interdentare, cât și în șanțurile de pe la nivelul cavității bucale. Aceste resturi alimentare sunt surse de hrană pentru o serie de germeni care după aceea proliferează și sunt cauza de mai târziu a situației septice de la nivelul cavității bucale. Cred că ar trebui să ne aduceți unele lămuriri pentru o înțelegere mai bună a acestui aspect. Așa cum încercam să spun mai înainte, cavitatea bucală este una dintre cele mai septice cavități ale organismului, care conține micoze, dar și germeni microbieni, iar o parte dintre aceștia sunt anaerobi și ei se dezvoltă, așa cum spuneam mai înainte, pe resturile de alimente de la nivelul cavității bucale, în special aceia din spațiile interdentare care nu pot fi îndepărtați cu ușurință, nici cu scobitoare, nici cu oața de gură. Apropo de asta, îmi vine să râd că am făcut un dispozitiv acum care urmează să-l scoatem cât mai recent pe piață și care a fost numit periuță hidraulică. Adică este vorba de un jet de apă cu o substanță medicamentoasă la nevoie care se proiectează în spațiul interdentar și aerisește perfect gura și spațiul interdentar, încât îndepărtează resturile alimentare dintre dinți sau din celelalte locuri ale cavității bucale. Acești germeni anaerobi la un moment dat secretă o serie de toxine care sunt mai mult sau mai puțin agresive, care sunt urât mirositoare și de acest aspect ne dăm seama atunci când stăm în preajma unei persoane cu o astfel de problemă, care vedem că are un miros greoi sau așa zisa halenă fetidă. În termen de specialitate se vorbește de placă microbiană la nivelul cavității bucale, care favorizează depunerile de săruri minerale din salivă și în felul acesta înlesnește formarea tartrului dentar. Mai sunt și alți factori care favorizează depunerea de tartru dentar. Da, deci la nivelul cavității bucale există în mod normal o circulație a salivei dintr-o parte în alta a dinților. Însă îi pot exista unele modificări morfologice, anatomice la acest nivel, care sunt determinate genetic și în special trebuie citată congruența dinților, adică dinții sunt apropiați, în special incisivii inferiori, și acest fapt împiedică circulația liberă a salivei și favorizează stagnarea ei în spațiile dinților, lucru care este urmat ulterior de depunerea sărurilor minerale din salivă și formarea unei structuri cu aspect de piatră, adică tartru dentar.
Acesta, la rândul lui, este locul unde se depozitează și se favorizează dezvoltarea germenilor microbieni. Este ca un fel de, cum să spun eu, un fel de mediu de cultură pentru germenii microbieni din cavitatea bucală. Acești germeni microbieni, cum spuneam mai înainte, sunt sursa proceselor inflamatorii de la nivelul cavității bucale, a aparatului dento-parodontal și cauzează o serie de suferințe ale acestora, dintre care una ar fi și granulomul inflamator nespecific, care poate fi mai mult sau mai puțin manifestat clinic, însă care este important prin aceea că are un răsunet deosebit asupra unor organe vitale, cum spuneam mai înainte, din economia organismului. Deci inima, ficatul, rinichiul, creierul, vasele sanguine ale aparatului circulator. Ce implicații are infecția de focar pentru sănătatea organismului? Da, importanța infecției de focar de la nivelul cavității bucale este foarte mare pentru că toxinele produse de acest germen pot trece în circulația sistemică. De altfel și germenii pot trece în circulația sistemică și să determine așa zisele bacteriemii, care poate afecta, cum spuneam în emisiunea precedentă, organe de importanță vitală din economia organismului, inima, ficatul, rinichiul sau creierul. De asemenea, starea septică de la nivelul cavității bucale poate sta la baza proceselor articulare reumatice, când se manifestă sub formă de durere articulare mai mult sau mai puțin intense, sau sub forma poliartritei cronice evolutive. De altfel, importanța infecției de focar nu este atât prin ceea ce dăunează local, ci mai ales prin răsunetul la distanță. Iată o explicație pentru durerile articulare, aparent fără justificare, a leziunilor renale, uneori depistate în faze tardive, când este necesară dializa, a bolilor valvulare cardiace, a afecțiunilor arteriale manifestate sub forme de arterite ale membrelor inferioare și cine știe câte alte afecțiuni se pot depista și nu știm de unde vin. Iată, una dintre aceste cauze este infecția de focar tare septică de la nivelul cavității bucale. Care este morala la toate aceste aspecte? Morala este necesitatea menținerii stării de curățenie la nivelul cavității bucale, a primului segment, care este primul segment al aparatului digestiv de import al alimentelor. M-ați întrebat la început despre avantajele folosirii acestui produs și cum se folosește. E bine, avantajele sunt acelea că apa de gură Doradent ajută exact la menținerea stării de sănătate a aparatului dentoparodontal, înlătură cu certitudine placa microbiană dentară și distruge atât germenii microbieni cantonați aici, cât și toxinele produse de acestea, care am văzut că atunci când trec în circulația sistemică pot avea consecințe nefaste. Aș vrea să dau un exemplu că am observat în scurta experiență de când se folosește acest produs, că unele persoane care prezintă palpitații sau dureri precordiale fără o cauză organică decelabilă, fără o modificare morfologică, deci folosirea și acestui produs și menținerea stării de igienă a cavității bucale duce la o ameliorare considerabilă a acestor afecțiunea acestor stări. Cum se folosește sau cum se utilizează apa de gură? În genere, atunci când se elaborează un produs sau atunci când se elaborează o lucrare, intervenim ulterior asupra ei și aducem tot felul de modificări în sensul îmbunătățirii acestora. În cazul nostru pentru apa de gură, la început am spus că ea poate fi folosită pur și simplu prin clătirea cavității bucale și ținerea sau menținerea acesteia 2-3 minute în cavitatea bucală, în gură. Ulterior am observat că pentru îndepărtarea tartrului dentar, deci îndepărtarea plăcii microbiene dentare, nu este suficient numai atâta, ci este nevoie ca, după ce se ia o măsură care este un dopus deasupra recipientului cu care se închide recipientul respectiv, deci după ce se ia un dop din apa de gură în cavitatea bucală,
se dă drumul încet prin spațiile interdentare, din interdentare, și se periază intens dinții pe fața interioară și pe fața exterioară a lor și se obțin rezultate foarte bune. În afară de atos, avem o stare de prospețime, o stare de confort apreciabilă, iar sănătatea aparatului dentar va fi cu siguranță superioară față de folosirea altui tip de produs de genul acesta. În comerț sunt multe produse care sunt constituite pe bază, sunt alcătuite pe bază de clorhexidină. Sigur că și aceasta are un rol anti-infecțios important, dar mai are o bucurie și anume îngălbenește dinții după folosire și nu mai iese după aceea. Suntem la finalele unui sezon festiv în care s-a mâncat mult și greu. Românii sunt niște mâncăcioși și oricât de greu ar fi, mesele noastre întotdeauna sunt pline de sărbători. Digestia și tranzitul intestinal sunt greu puse la încercare. Aveți o soluție și pentru această problemă? Firma noastră a realizat un produs numit Gastrogel, care poate fi un adjuvant important în durerile și arsurile de la nivelul stomacului, secundare unei gastrite hiperacide, unei hiperaciditeți gastrice ocazionale sau sezonieră ritmată de anotimpul, de primăvară sau de toamnă, sau care poate fi provocată de o dietă bogată în alimente acide, precum carnea, făinoasele, dulciurile, citricile și așa mai departe. Este o combinație fericită acest produs între substanțe cu acțiune alcalinizantă, deci acțiune antiacidă locală la nivelul stomacului, prin care se neutralizează aciditatea gastrică, cu ajutorul sărilor de calciu, magneziu și potasiu din compoziția produsului. Deci o combinație între acestea și o serie de uleiuri vegetale cu acțiune antiseptică, anestezică și antiinflamatorie locală. Aceste combinații sau aceste produse din urmă imprimă produsului o calitate nouă care îl face mai plăcut în timpul administrării și efectele obținute sunt de bună calitate. Compoziția mai sus menționată, unde se combină efectul antiacid local cu efectul antiinflamator, analgezic ușor sau anestezic, este proprie acestui produs și de aceea îl face extrem de util în astfel de afecțiuni care nu sunt numai decât afecțiuni grave și care se pot rezolva cu ușurință folosirea acestui produs. Vorbim acum despre un medicament sau despre un supliment alimentar? Aici este dificil de spus pentru că, mă rog, granița dintre medicamente și suplimente nutritive alimentare, cum se mai zice, nu este chiar atât de bine delimitată. Această graniță este mai mult din punct de vedere legal, fiindcă toate alimentele la urma urmei sunt și medicamente. Însă medicamentele propriu-zise au altă legislație și altă modalitate, deci, de folosire. Acesta este un produs simplu care este realizat pe bază de extract de plante și substanțe cu acțiune neutralizante asupra acidității gastrice. Componentele din formulă se potențează reciproc, astfel că se obține un efect optim cu mijloace simple, fără efecte locale sau sistemice neplăcute, pentru că mecanismul de acțiune nu influențează și nu modifică mecanismele fiziologice ale secreției și motilității gastrice. Există multe produse pe piață cu care au aceeași destinație, deci folosite pentru hiperaciditatea gastrică, pe bază de atropină sau cimetidină, însă care au și un răsunet general asupra organismului, manifestat prin dureri de cap, deci cefalee, amețeli, uscăciuni la nivelul gurii și altele, ca urmare a mecanismelor complexe de acțiune ale acestor produse și, de asemenea, un alt neajuns sunt contraindicațiile în timpul folosirii lor în ceea ce privește conducerea autovehiculelor sau manipulare de utilaje industriale.
Deci, acestea produse pe bază de atropină, cimetidină, sunt folosite în afecțiuni severe ale stomacului și sub strictă supraveghere medicală. Însă, pentru ceva mai ușor, iată că se poate rezolva și cu castrocel. Foarte ușor și simplu. Ce alt produs ați mai realizat pentru suferințele digestive? Da, firma noastră a mai realizat un produs destinat unor afecțiuni ale intestinului gros, și anume constipațiile însoțite de colite de fermentație sau putrefacții, diverticul la nivelul colonului și așa mai departe. Acest produs numit Digersan este realizat sub formă de granule și în compoziția lui sunt numai extracte naturale din plante medicinale cu acțiune sinergică asupra funcțiilor motorii și secretorii ale tubului digestiv. Este temperată secreția gastrică acidă, stimulează eliminarea bilei din vezica biliară, stimulează secreția pancreatică, stimulează glandele intestinului subțire și intestinului gros, crește motilitatea intestinului subțire și a intestinului gros și favorizează eliminarea produselor de degradare intestinală, care, prin stagnarea lor mai mult timp în colon, au acțiune toxică asupra organismului. De asemenea, are acțiune inflamatorie acest produs locală și crește puterea de apărare a organismului. Prin stimularea celulelor sistemului imunocompetent din peretele intestinului subțire și gros, și acest lucru are efecte benefice în afecțiuni hepatice, în dureri reumatice, în alergii, în psoriaze, în eczeme, acne, afecțiuni nervoase ca depresie, migrene, stres și altele. Fibrele celulozice din compoziția acestui produs reduc senzația de foame și accelerează tranzitul intestinal. De altfel, indicația majoră a acestui produs este, sau recomandarea majoră a acestui produs este constipația. Creșterea tranzitului intestinal duce la scăderea absorpției lipidelor, proteidelor și glucidelor, fapt ce duce la scăderea colesterolului, scăderea în greutate și reducerea glicemiei. Există precauții sau riscuri secundare? Produsul nu trebuie folosit în caz de intoleranță sau la persoane alergice. Folosirea trebuie făcută cu o cantitate corespunzătoare sau utilizarea produsului cu o cantitate corespunzătoare de lichide 1-1,5 litri de apă pe zi, care ajută la hidratarea fibrelor celulozice din compoziția produsului, fibre care au un rol important în creșterea peristaltismului intestinal. Este considerat un supliment alimentar și nu poate fi folosit în afecțiuni medicale severe sau chirurgicale ale tubului digestiv ca ocluzia intestinală, apendicita, peritonita, colecistita, pancreatita sau după intervenții chirurgicale sau în sfera digestivă. Mulțumesc, domnule profesor, pentru lecția de viață și sănătate. Sper ca sfaturile dumneavoastră să folosească telespectatorilor noștri. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit, vă mulțumim pentru atenția acordată. Și vă așteptăm la următoarea ediție a emisiunii pentru a călători cu domnul profesor Zanoschi pe calea succesului. O emisiune oferită de IRCON.